Și discutăm în cele ce urmează cu Nelu Tătaru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, deputat. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Tătaru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vedem că în aceste momente este vorba despre o pauză operativă, cum spunea Nicolae Ciucă, în coaliția de guvernare. Cum mai poate continua această coaliție sau cum mai puteți guverna împreună cu socialdemocrații dacă sunteți în pauză? Nu cred că s-a referit la o pauză de guvernare, cred că s-a referit la o pauză în coaliția în care stabileam oarecum un viitor politic. Și are dreptate, aici aș vorbi despre finalul, eu știu, intervenției domnului președinte Ciucă, care spunea că alegerile din decembrie, 1 și 8 decembrie, ne vor da și viitorul guvern. Deocamdată avem un guvern pe care trebuie să-l ducem cu realizări până la sfârșitul mandatului său. Domnule Nelu Tătaru, avem un guvern care funcționa pe o bază de coaliție, dar nu mai există dialog între liderii coaliției de guvernare. Guvernarea mai merge pentru că sunt proiecte blocate inclusiv în Parlament, acolo unde și dumneavoastră sunteți deputat. Da, guvernarea merge și va merge până la finalul acestui mandat. Cred că aceasta trebuie să fie principala noastră preocupare, dincolo de retorica electorală pe care o afișează fiecare partid în parte. Fiecare, că suntem Partidul Național Liberal, am vrea un pol de dreapta consolidat care să dea o guvernare de dreapta, Partidul Social Democrat ar vrea un pol de stânga care să dea o guvernare de stânga, sunt programe de guvernare care se referă statistic la elemente oarecum diferite, dar în acest moment suntem un guvern de coaliție în care și dreapta și stânga au un program de guvernare care să poată da stabilitatea acestei țări. Că, dincolo de ce înseamnă discuțiile la nivel de coaliție, de guvernare pentru a stabili viitorul de după 8 decembrie, cred că este prematur în condițiile în care nu știm ce va pune electoratul în urmă de vot. Dar cu cine intenționați dumneavoastră să faceți acest pol de dreapta? Încercăm toate forțele de dreapta, cele care vor achiesa la programul guvernamental pe care îl va propune Partidul Național Liberal. Dincolo de orgolii, dincolo de ambițiile fiecărei componente a facțiunii de dreapta, cred că trebuie să avem un program foarte strict și foarte Dar așezat. Tocmai de aceea întreb, domnule Tătaru, pentru că ne uităm puțin la dialogul dintre dumneavoastră, PNL și celelalte partide de dreapta. Vedem că despre Elena Lasconi spuneți că este arogantă, că nu aveți încă un dialog cu ea. De asemenea, vedem că există disensiuni între PNL și alte partide de dreapta și atunci cum vedeți că s-ar putea face o guvernare de dreapta dacă în aceste momente nici în rândul acestor partide considerate de dreapta nu există dialog? În aceste momente, fiecare din partidele de dreapta își au o strategie și un plan de a accesa aceste alegeri prezidențiale, respectiv parlamentare. Cred că discuțiile pe care le avem în acest moment se înscriu în această retorică, în condițiile în care fiecare partid ar vrea să obțină cât mai mult și să reprezinte o pondere cât mai mare în viitorul parlament, cel care va numi și viitorul guvern. Dincolo de toate acestea, cred că după 1 și 8 decembrie vom vedea ce face fiecare componentă de dreapta și atunci vom putea vorbi efectiv de o alianță de dreapta sau de un guvern care să fie coordonat de un premier de dreapta. Dumneavoastră, știți care ar putea fi propunerile de premier ale lui Nicolae Ciucă în contextul în care vedem că spune clar pe Marcel Ciolacu dacă ar ieși președinte Nicolae Ciucă, nu l-ar desemna premier? De ce? Fiindcă gândește oarecum o colaborare pe partea dreaptă, în condițiile în care vom vedea atunci ce primește de la electorat fiecare partid sau fiecare componentă de dreapta, ne va spune dacă vom face un guvern de dreapta, dacă vom merge în continuare de un guvern de coaliție națională și atunci cred că propunerile vor fi puse pe tapet de atunci. A fost în spațiul public o informație referitoare la faptul că ar putea Nicolae Ciucă să-l desemneze premier pe Klaus Iohannis. Există o asemenea discuție? N-a fost o astfel de discuție între Partidul Național Liberal, cel puțin nu oficial, unde participăm toată conducerea. Dar, din punctul meu de vedere, lăsăm totuși electoratul să dea girul unei formațiuni politice să poată conduce, din punct de vedere executiv, această țară și apoi gândim și un premier. Astăzi, peste câteva ore, are loc prima întâlnire între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Merg împreună la același eveniment la Palatul Parlamentului. După ce Nicolae Ciucă a spus că nu-i mai răspunde la telefon lui Marcel Ciolacu și Marcel Ciolacu vedem că încă nu l-a sunat. Cine credeți că va face primul pas? Cred că vor face amândoi acest pas astăzi după această întâlnire, în condițiile în care
noi și Partidul Social Democrat avem de condus o țară și cred că ambițiile personale nu și-au loc în acest moment. Credeți că astăzi ar putea să se împace cei doi lideri, Nicu și Marcel? Eu cred că nu că au fost certați niciodată, doar retorica electorală și echipele de campanie au făcut ca fiecare să aibă o anumită poziționare. Păi, cum se explică atunci că spunea Nicolae Ciucă că nu-i mai răspunde la telefon lui Marcel Ciolacu dacă nu sunt certați? Nu mai răspunde la telefon, să spună de vreo săptămână, dar țara aceasta trebuie condusă și atunci miniștrii noștri liberali, miniștrii Partidului Social Democrat, care fac parte din acest guvern, au de păstrat o stabilitate și dus o oarecare performanță la nivelul terminării acestui mandat. Cred că discuțiile există și vor trebui să existe în continuare.